Să pornim. Hai, repede, ca să mai dorim. Împărțiți numărul 2016. Deci, prima problemă. 2016. Să-l împărțim 15. Împărțiți numărul 2016 împărțit direct proporționale cu numerele 3, 15 și 24. Deci, cine trei părți? A, B, în 3 sau în 4? Împărțiți numărul? Împărțiți numărul 2006 împărțit direct proporționale cu numerele 3, 15 și 24. Sunt 3 cifre. Deci A, B, C. Deci A, B, C. Direct proporționale cu 3, mi-ai spus? 15 și 24. 15 și 24. Păi, repede, Mirona. Hai. A pe 3 egal cu B. A supra 3 egal, egal cu... cu B supra 15 egal cu C supra 24. Da. De unde... Și, și dacă sunt părți ale acestuia, ce adăugăm? 7 pe C egal cu 2016. A plus B plus C. Asta e condiția. Împreună, toate părțile fac 2016, da? Și acum avem 2000, facem A plus B. Continuăm șirul de rapoarte. A plus B plus C A plus B plus C supra 15 plus 24. 3 plus 15 plus 24. Și egal cu 2016. 2016 cu 42. 42. Și egal cu? Și merge egal de câte ori? De... în 2001, în 201, numere de 5, 8 și 48, da? Împărțirea să facem, da. Bun? Și atunci ne întoarcem repede la substituție și zicem A pe 3. A pe 3 egal cu 48. 48, de unde A egal cu 3 ori 48. A egal cu 3 ori 48. Vorbește, vorbește, ori B supra... B supra, care e egal cu 144. Da. B supra 15 egal cu egal cu 48, de unde B este egal cu 15 ori 48 și egal cu 720 și C supra 24 egal cu 48, de unde C egal cu 1152. 24 ori 48 și egal cu? 1152. Și am terminat ABC. Am găsit cele 4, 3 părți. Bine, da, 22. Da. Aflați numerele X, Y și Z. X, Y și Z. Care verifică relația. X pe 3 egal cu Y pe 4. X pe 3 egal cu Y supra 4. Egal cu 6 pe Z. 6? Pe Z. Pe Z. Așa. Și mai dăm ceva. Nimica. Atât. Cum X pe 3 egal cu Y pe 4, da, egal 6 pe Z? Da, așa atât. Zice, aflați numerele naturale Y și Z. Băi, mă interesează. X, Y și Z să fie numele naturale, da? Asta e important. Probabil mai am vreo informații de aici. X, Y și Z să fie numele naturale. Ce facem de aici? Păi X egal cu... Descoate pe dată funcție de X. Trebuie să ne oprim la o proporție care să ne ajute. Uite. X plus... M-aș opri la ultima. Y ori Z. De aici, cu produsul mezor, cu produsul extremelor, nu? Egal. Y ori Z egal, egal cu? 24. 24. Și fiindcă Y și Z, Z sunt numele naturale, ne întrebăm cât ori cât fac 24. Nu? Asta ar fi. Două numere naturale, cum ziceți, fac 24. Dar nu mai putem să scriem pe Z ca și fiind... nu. Da, pe Z ca și fiind 6 ori 4 pe Y. Ca să nu... Z egal cu 6 ori 4 supra Y. Păi de aici, 24 supra Y. Da. Și de acolo ce facem? Nu trebuie pe tine, știi bine, nu? Deci se scrie pe Z egal cu 24 pe Y și... Deci Y și Z, ori Z e 6 sau 4, ori Y... Păi de ce nu, să nu ne oprim aici? Exact. Cât ori cât se facă 24?
Care ar fi variantele ca la mulțirii să obțin 24? 1 și 24. Deci zicem y egal cu 1, z egal cu 24 sau y egal cu 2. Deci o primă variantă, 1 z egal cu 12. 2 y egal cu 2 și z egal cu 12. Bineînțeles și împărțitătire. 3 y egal cu 3 și z egal cu 8, nu? Da. 4 y egal cu 4, y egal cu 4 și z egal cu 6. Y egal cu 6 și z egal cu 4. De acum și ele, și ele învârtite, da? Da. Și variantele celelalte. Dar la y egal cu 1 și z egal cu 24, hai să vedem cum îl găsim pe x. Ca să vedem să fie tripleta. Avem că x pe 3 egal cu 1 pe 4, da? X supra 3 egal cu 1 pe 4, din care reiese că X egal cu cât? Cu? X egal cu 3 pe 4. X egal cu 3 pe 4. Deci 3 pe 4 nu aparține numerelor naturale, deci pică asta. Așa că varianta asta pică. Merge cu varianta Y egal cu 2, Z egal cu 12. Și zicem X supra 3 egal cu Y, Robert, Y cu cât este? 2 pe 4, adică 2 pe 4, adică 1 pe 2 pe 4, care înseamnă 1 pe 2, deci nu aparține. De unde x-ul va rezulta că este egal cu 3 pe 2. 3 pe 2 care nu e bun. Mergem mai departe la a treia. Y-ul este 3 și zicem x pe 3 egal cu y pe? Adică 3. Y-ul egal cu 3 pe 4, da? 3 pe 4. Și adică x-ul va fi egal cu 9 pe 4, nu-i bun, nu-i număr natural. Și asta adică. Ia să vedem la cealaltă, y egal cu 4. Și vine x pe 3 egal cu 1, din care rezultă că x egal cu 3. Deci avem o primă soluție. Dar să nu uităm că și variantele inverse. Deci continuăm cu 5. Y-ul egal cu 24 și x-ul z egal cu 1, nu? De la prima, da. Când inversăm. Și atunci x pe 3 egal cu 24 pe 4, egal cu 6, și rezultă că x egal cu 3 ori 6, 18. Bun. 6. Să inversăm aici. Y-ul 12 și z-ul y egal cu 12 și z egal cu 2. Și atunci x pe 3 egal cu 12 pe 4. 3. Adică 3 și înseamnă că x egal cu 9. Bună și asta. Mergem la 7. Adică la 7 pe cine inversăm? Pe 3, nu? Y egal cu 8 și z egal cu 3. Și avem că x pe 3 egal cu 8 pe 4. 2 și iată că x egal cu 3 ori 2, 6. Și în sfârșit, a 8-a variantă, x egal cu y egal cu 6 și z egal cu 4, nu? Da. Și bine, iată, avem x pe 3 egal cu y cu 6 pe 4, de unde x va fi egal cu 18 împărțit la 4, nu se poate. Nu mai merge. Deci x-ul egal cu 18 supra 4, care nu mai este număr. 9 pe 2. Și acum vedem care sunt tripletele. Da. Și acum soluțiile. Deci soluții. 1. O primă soluție, acolo unde am mers. X egal cu 3. Da. Y 4 și z egal cu 6. Primul triplet. 2. X 18. X-ul 18. 24. Z 1. Z egal cu 1. 3. A treia. X 9. X egal cu 9. Y 12. Y 12. Și z? 2. 2. Și a patra. X 6. X-ul 6, Y 8, Y egal cu 8, și Z 3. Și Z egal cu 3. Iată cele trei
cele patru variante. Spuneam mai devreme, când tu mi-ai dictat, azi nu se poate. Mai trebuie ceva. Nu mai am nimic. Mă aveai. Numere naturale. Foarte important. Și este spectaculos, declar, că asta nu trebuia. Pe vară, asta am exploatat eu aici. Dacă sunt numere naturale, m-am dus, de ce nu m-am dus la prima? Păi venea 3x, 3y egal cu 4x, nu-mi plăcea. Însă aici mi-a apărut y ori z egal cu 24, m-am pus întrebarea, cât ori cât să facă 24, care sunt toate posibilitățile? Aici autorul a vrut să facă divizorii și din clipa în care am măturat și am văzut toate cele 8 variante, pentru fiecare din ele trebuie găsit x-ul. Ori ne duceam cu Y să locuim, ori cu Z-ul respectiv, tot acolo același răspuns s-a dat soluțiunea. Da. Și așa am găsit că doar 4 sunt soluțiile, am găsit tripletele, totul este rezolvat. Da? Deci așa trebuia gândit. Mergem mai departe. Ce problemă mai avem? 24. Cum sună 24? Se consideră numerele naturale A, B, C, D. Foarte important, da? Numerele naturale. Puntează aici. Fie numerele A, B, C, D, că am învățat de la trecută. Deci A, B, C, D aparțin lui N. Direct proporțional cu 5, 4, 2 și 3. Deci, direct proporțional cu 5, 4, 3 și 2, da? 5, 4, 2 și 3. Deci mulțimea A, B, C, D în această ordine direct proporțională cu numerele? 5, 4. 5, 4. 2 și 3. 2 și 3. Adică, vorbește. Știm că B ori C este egal cu 4 ori D. Bun, da? Și mai am că B ori C. Egal cu 4 ori D. 4 ori D, da? Da. Determinați mulțimea divizorilor numărului A plus B plus C plus D. Adică aflați pe ABC A plus B plus C plus D și cum să găsim divizorii. Deci, mulțimea divizorilor. Deci să vedem A plus B plus C plus D egal cu cine? Un S. Și urmă, D de S, divizorii lui S, să-i punem să vedem pe toți. Robert. Ce înseamnă, Robert, că sunt direct proporționale? Că A pe 5 egal cu B pe 4, egal cu C pe 2, egal cu D pe 3. Deci A pe 5 egal cu B pe 4, egal cu C pe 2, egal cu D pe 3. Desupra 3. Bun. Și de desupra adăugăm că B ori C egal cu 4 de, da? Putem să scriem pe B, C și D ca și fiind toate A? B ori C egal cu 4 D. Dacă folosim ultimul raport, B ori C ar face, parcă mergea și mulțit, nu? 4 ori 2. Și era în raționamentul meu, nostru era K pătrat. Da? Dacă am notat cu K valoarea raportului, când zicem B pe 4, bine, B supra 4 egal cu C pe 2, atunci rezultă că, și egal cu K, atunci B ori C supra 4 ori 2 ar fi K pătrat. Da? Cu K pătrat. Dar noi avem că B ori C egal cu 4D. 4D. Deci B ori C face 4D. Dar tem o problemă. Adică în loc de B ori C îl luăm și îl băgăm aici. Și ce urmează de aici? 4D supra... 4D supra cine? 8. Ca la a doua. Adică 4 cu 8 se simplifică și rezultă că
1 pe 2, 1 pe 2 egal cu k pătrat, e bine? Da, da. 1 pe 2 egal cu k pătrat. Ori de? Ori de, d pe, d pe 2. Așa, d pe 2 egal cu k pătrat. Mai avem că ABCD sunt numere naturale. Deci de aici rezultă că d egal cu 2 ori k pătrat. Nu? Dacă d pe 2 egal cu k pătrat, d egal cu 2 k pătrat. Egal, d ar fi k, poate să fie 2. De ce? Păi d, 2, 4. K-ul poate să fie 2, dar 2 la a 3-a vine atunci. Eu cred că după ce am făcut chestia asta, hai să ne întoarcem în raportul de aici. D pe 3 egal cu K. Deci avem D supra 3, avem ultimul raport, D supra 3 egal cu K. Și pe D să-l folosim. Pe de altă parte știm că D este 2 K pătrat. Din prima rezultă că D ar fi egal cu 3K. D egal cu 3K. Și D egal cu 2K pătrat. Egalitatea asta mă duce spre relația 3K egal cu 2K pătrat. Adică, ce fac acum? Printr-un K împart. Și de aici rezultă că acest K este egal cu cine? K-ul egal cu 3 pe 2. 3 pe 2. Deci valoarea raportului, valoarea raportului e 3 pe 2. Așa că mă duc la pe 5, A supra 5 egal cu 3 pe 2. De unde A egal cu 15 împărțit la 2? De unde A va fi egal cu 15 împărțit la 2, nu? Da. 15. Nu, dar nu-i bun. Nu e bun. Că nu este număr natural, că ai zis că ABCD sunt numere naturale. Ceva nu e în regulă în clipa asta, avem o greșeală. Mai citim problema o dată, să vedem. Care știi, să vedem dacă am greșit undeva. După ce citim, să vedem dacă am notat cum trebuie. Deci, se consideră numerele naturale A, B, C și D direct proporționale cu 5, 4, 2 și 3. Adică A pe 5 egal cu B pe 4 egal cu C pe 2 egal cu D pe 3. Bun. Știind și egal cu K valoarea raportului. Știind că B ori C egal cu 4D, da, determinați mulțimea divizorilor numărului A plus B plus C plus D. A plus B plus C plus D. Muncim, nu ne faptul că ABCD sunt numele naturale, trebuie exploatat. Nu degeaba ne dă autorul chestia asta. Dar, hai să facem și într-un alt. Eu am mers pe chestia că B ori C egal cu 4D. Faptul că B ori C am mulțit raportul B pe 4 cu C pe 2 și a fost BC supra 8, BC supra 8 egal cu K pătrat. De ce? Pentru că e K și ăsta e K. Deci K pătrat. BC supra 8 egal cu K pătrat. Pe de altă parte, BC egal cu 4 de dat de autor. Am înlocuit pe 4C, BC cu 4D și mi-a ieșit că 4 cu 4 se duce și vine D supra 2 egal cu K pătrat. Adică D egal cu 2K pătrat. D egal cu 2K pătrat și am că D pe 3 egal cu K, deci D egal cu 3K. Același D egal odată cu 2K pătrat și D egal cu 3K înseamnă că am 3K egal cu 2K pătrat, deci K va fi egal cu 3 pe 2. Valoarea raportului 3 pe 2. Și dacă locuim aici, A pe 5 egal cu 3 pe 2, intră o contradicție, nu dă A-ul natural. Hai să încercăm într-un alt mod. Deși nu văd
că am greșit undeva, n-am greșit nicăieri, ca mod de a raționa. Acum, mă gândesc să fac într-un alt mod. Dacă lăsăm valoarea raportului egal cu K, înseamnă că scoatem pe B și pe C de aici. Și bine că B ar fi egal odată cu 4K. Toată lumea urmăște că B pe 4 egal cu K, B egal cu 4K. C ar fi egal cu 2K și am că B ori C egal cu 4D. Echivalent cu 4K ori 2K, adică 8K pătrat, egal cu 4D. Simplificăm prin... și pe D pot locui. Da. D egal cu 3K. D egal cu 3K. Și ajung la relația care, de cât spre care am pomenit. Deci vine 4 ori 3K. Da? Simplificăm printr-un 4. Și vine 2K cu pătratul. Și vine 2K egal cu 3. Și atunci K egal cu 3 cu 3 pe 2. Tot acolo m-am dus. Pentru că am lucrat corect în varianta aceea. Mi s-a părut un pic mai ciudat cu acolo, cu notările acelea, K pătrat, nu știu ce. Dar mai scurt, tot acolo ajungem. Deci, înseamnă că valoarea raportului, condiția dată, deci B ori C egal cu 4D, este una care duce la o constantă, K egal cu 3 pe 2, din care A, B, C și D nu mai sunt numere naturale. Dacă una nu e număr natural, problema mai este corectă. Hai să vedem B-ul dacă ar fi. B pe 4 egal cu cine? Cu 3 pe 2. 3 pe 2. Atunci B egal cu 12 împărțit la 2 și fac 6. B egal cu 6. C-ul, problemă. C pe 2. 2 egal cu 3 pe 2 și atunci C egal cu 3. C egal cu 3. Și B pe 3 egal cu 3 pe 2. B pe 3 egal cu 3 pe 2. Asta nu mai dă. D egal cu 9 împărțit la 2, care egal cu 4 pe 2. B egal cu 9 pe 2. Și nu mai dă. Dar la B și C, nu? Da. B și C am găsit... E D, de aici. Foarte bine, Robert. D. Și D, deci, nu mai ne dă. Îmi pare foarte rău că nu merge ghișițiu. Ori numerele acestea nu sunt cele corecte, ori pică restricția. Deci ori pică restricția că A, B, C, D sunt finale naturale. Dacă ori pică restricția, că la final zice că toate adunate A, B, C, D, 21. Și dacă luăm așa, e 21. Deci toate adunate, așa cum le avem aici, dă 21. Deci pică că A, B, C, D sunt finale naturale. Deci autorul a cerut așa, dar nu-i corect. Noi să ne luăm în varianta care le-am găsit noi. A, B, C, D, găsite așa, în forma aceea. Deci cât am găsit pe A? 15 pe 2, parcă, da. Deci A, ați găsit 15 pe 2? Așa da, s-a găsit? Da, plus 6, plus 3, plus 9 pe 2. Deci B-ul am găsit că este 6, C-ul că este 3, D-ul 9 pe 2. Și atunci A plus B plus C plus D este 15 pe 2 și cu 9 pe 2 face 24 pe 2, 12, nu? 12 plus 6 și cu 3, 9, și egal cu 21. Da, deci A plus B plus C plus D e 21, nu? Așa mi-ai spus, 21. Și atunci, mulțimea divizorilor de 21, mulțimea tuturor divizorilor de 21 sunt. Care sunt divizorile de 21? 3. 1. Că nu zic mai proprii. Și proprii și improprii. Ei nu am gândit. 1, 3, 7 și 21. Aceasta este mulțimea divizorilor lui 21. 1, 3, 7 și 21. Și cu asta am făcut exercițiu. Mi-a dus în eroare faptul că A, B, C și D sunt numere naturale. Tocmai am insistat pe chestia asta. Am crezut că voi avea câștig din toate din precizarea asta, dar am avut și un câștig din contră un eveniment.
Hai, zi, te rog. Între 1, 2, 3, puncte, 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 2012. Deci, între numerele care? 1, 2, 3, puncte, puncte, până la 2012. Ce sunt de copiere? Și X1, X2, X3, puncte, puncte. Deci, între numerele 1, 2, 3, până la 2012, mulțimea asta și mulțimea și X1, X2, X2, puncte, puncte, X, X, puncte, puncte, X, 2012. Da. Există o proporționalitate directă. Da, sunt numere direct proporționale. DP se mai notează, nu? Așa cum acasă cum notează, DP? Da. Da? De proporțional. Știm că X1 pe 1 X1 pe 1 plus X2 pe 2 plus X3 pe 3, cred, nu? Da. Plus așa mai departe, plus XM 2012 supra 2012. Asta e egal cu 2012. Așa. Determinați X1, X2, X3 și X2012. Da, cine este X1 egal cu cine? X2 egal cu cine? Și mai departe, X. X2012 egal semn de întrebare. Deci, între numele 1, 2, 3 până la 2012 și X1, X2, X2012 există o directă proporționalitate, da? Sunt numere direct proporționale, adică putem scrie ce? 1 supra X1, nu? Nu și invers. Și X1 supra 1, că pot fi scris și așa, da? Că doar ar fi șirul de acela de fracții întoarse. Deci putem zice X1 supra 1 egal cu X2 supra 2 egal cu X3 supra 3 și egal cu puncte puncte egal cu Xn supra n. 2012. X2012 supra 2012. X indice 2012 supra 2012. Așa. La profesor? Da. A spus plus, da. Unde? Nu. Aici egal. Egal aici, da? Egal. Bine. Egal. Îmi trebuie o idee acum. Și dacă am notat cu K valoarea, deci dacă am notat cu K valoarea raportului și râului rapoarte, are ieșit că X1 egal cu K, X2 egal cu 2K, nu? Da. X3 egal cu 3K și mai departe, XN minus 1 egal XN, X2012 egal cu 2012 K. Și să mergem în relația dată de autor, adică avem că X1, adică K supra 1 plus K 2K, 2K pe 2 plus 3K pe 3 plus mai departe plus 2012 K supra 2012 egal cu 2012, nu așa? Da. Adică 2 cu 2 simplifică, 3 cu 3 simplifică, 2012 și 2012 și avem 1K, 2K și K de câte ori? 2012 2012. De 2012, deci 2012 K, deci 2012 de alte K egal cu 2012. Deci egal cu 1. Deci rezultă de aici că acest K este 1. Da? Deci K-ul este 1.
Și dacă acest K este 1, nu vine decât să înlocuiesc aici și am x1 egal cu 1, x2 egal cu 2, x3 egal cu 3 și x egal. Deci de aici rezultă, fiindcă K este 1, rezultă că x1 egal cu 1, x2 egal cu 2, x3 egal cu 3 și mai departe x 2012 egal cu 2012. Și tematic ești. Unde vi s-a părut interesant? Hai să urmărim. Eu cred că clasic a fost aici. Da. Mi s-a părut interesant observația mamei și anume, numai dacă sunt direct proporționale, nu putem face și invers proporționalitatea, adică mulțimea asta e direct cu asta, sigur că da. E ca și cum am șurtat și rapoartele. Da? Deci, și a dat scrisă relația aceea de proporționalitate egal cu K și folosind-o pe asta x1 pe 1 plus x2 pe 2 plus x3 pe 3 m-am locuit de cât e pe x1, x2 și x3 și totul mers natural, da? Da. Să vedem altceva. Noi nu mai avem. Nu mai avem, dar hai să mai lucrăm. Păi nu prea mă negă și tu, două, vine Andreea. Și doar nu trebuie să mă lăsați așa. Mai tema, da. Deci să mă lăsați în drum, dar Robert se gândește că trebuie să pleci, nu așa? Stai așa, te uiți la mine și îmi dai drumul. Stau, Robert, ce să fac? Dar te duci la fotbal acum, nu? Da. Hai că merită. Fă un fotbal și pentru mine, că și am nevoie de mișcare. Da? Când alergi acolo, te gândești la mine. Și faci mișcare, mișcare pentru mine. Da, nu-mi carte, să spun. Așa, dacă tu... are o stare de... gen așa. Vrea să mă protejeze. Că un număr de 2011 cifre așa. Este scris cu cifrele 4, 5, 6 și cu 616,08. Hai că e interesant. Interesant, nu vreau să vedem acum. Vedem cât e de interesant. De care formularea pare. O facem acasă, dacă nu doamnă. Păi, o să facem acasă. Din clipa în care ajung la concluzia asta, fi sigur că o las acasă. Un număr de 2011 cifre. Deci, un număr de 2011 cifre. Da, 11 cifre. Da. Salut! Este scris cu cifrele 4, 5, 6. Deci mulțimea cifrelor e 4. 4, 5, 6. 5, și cu 616,08. 616 600 16 0 16 0 0, da? Da. 0. Adică 2011 cifre. Înțeleg eu 616 0 și restul cifrele 4, 5 și 6? Nu. Nu e așa? Nu. Deci nu 2011 cifre. Este scris cu cifrele 4. Un număr lung de da, 2000. 11 cifre. Da. Este scris cu cifrele 4, 5, 6 și cu 616,08. Înseamnă că 4, 5, 6 se repetă. Da. Până ajunge la 2000 și. Nu știm cum. Nu știm cum. Nici da. Unde anume se obțin, unde se plasează zerourile. Nu. Poți să fie la sfârșit, la început, și nu toate grupate. Corect. Poți să fie răspândite aleatoriu. Corect. Important este că numărul total de cifre este de 2016, de da. 2016. Știm clar câte zerouri sunt, dar unde știm, sunt? Da, știm clar câte zerouri. Știm că în rest cifra 4, cifra 6 și cifra 5 se poate repeta de mai multe ori până când se completează lungimea numărului de 2011 cifre. Corect. Numărul de apariții ale cifrelor 4, 5 și 6 da. Sunt direct proporționale cu 4, 5 și 6. Așa. Deci, de câte ori apare 4, de câte ori apare 5, de câte ori? Deci, numărul de apariții, să notăm cu X indice 4, numărul de apariții a cifrei 4. X indice 4, numărul de apariții a cifrei 4.
X indice 5, numărul de apariții a cifrei 5. Și X indice 6, numărul de apariții a cifrei 6, da? Numărul de apariții a cifrei 6. Și da, atunci... Și ar mai fi așa, arătați că... O secundă, o secundă. Și dacă sunt direct proporționale cu 4, 5, 6, atunci avem relația care trebuie să o spun. X indice 4 supra 4 egal cu X indice 5 da, supra 5 și egal cu X indice 6 supra 6. Da. Deci, numărul de apariție a cifrei 4, a cifrei 5 sau a cifrei 6 direct proporțional cu 4. Cele 3 numere, X4, X5 și X6, sunt direct proporțional cu 4, 5 și 6, înseamnă că trebuie să fie, în loc să ne spună raportul ăsta, l-am subînțeles, da. Și trebuie să arătăm că numărul dat nu este pătrat perfect. Deci, după toată informația asta, trebuie să ajungem la concluzia că numărul dat nu este pătrat perfect. Adică, nu poate fi văzut ca un produs de factori totul la a doua. Ne putem gândi și așa. Și nu este pătrat perfect. Asta ar fi un mod de a gândi. Acum, numărul de apariții a lui 4, 5, înțelegem noi că numărul de apariții, dacă valoarea raportului ăsta este un... 5 apare de mai multe ori. Da. 6 apare și el de mai multe ori. Deci, dacă am spune că 4 apare de 7 ori, să zicem așa ca un model, atunci 5 de câte ori apare? De 5 ori ăsta împărțit la 4. Dacă de aici ne-am propune să-l privim pe X4 ca fiind dat, am putea să găsim X5 și X6 de aici. Iată cum. Deci, din relația asta, am scoate că X5 este egal cu 5X4 supra 4. X5. X6 ar apare de 6 ori X4 supra cât? Deci X6 de 6 ori X4 supra 4. Ca treaba să fie bună, X4 trebuie să fie multiplu de 4. Că numărul de apariții este un număr natural. Nu pot să spun că îmi apare cifra 3, cifra 4 de 2 ori și jumătate. Deci X5 și X6, aici trebuia să spun, din modul că X4, virgulă X5, virgulă X6 sunt numere naturale. Sunt numere naturale. Și dacă X5 e număr natural, X5, iată, număr natural, înseamnă că 5 supra X4, 5 supra X4, supra 4, este număr natural. Adică egalul său. Și ca să fie 5 nu se împarte la 4. Atunci X4 trebuie să împarte la 4. Deci de aici rezultă că X4 este egal cu multiplu de 4. Adică egal cu 4, 8, 12, 16 și mai departe. Deci X4 este egal cu multiplu de 4, 4 ori K. 4 ori K. 4, 8, când K e 2, 3, 4 și mai departe. Multiplu de 4.
nu X din povestea asta. Și la fel, dacă se întâmplă și pentru X6, când se întâmplă pentru X5, se întâmplă și pentru X4. Da? Și X5-ul ar apare, în condițiile astea, X5, apare de 5 ori X4 supra 4, care înseamnă 5 ori X4 dacă înlocuim cu 4K, 4 cu 4 se duce, 4K supra 4 și face 5K. Da? Deci avem așa, X4 egal cu 4K, X5 egal cu 5K, 5K, XK egal cu 6K, sigur, da. Dar tot ce am făcut ca demonstrație, deci eu puteam spune aici, dacă spuneam egal cu K. Corect. Valoarea raportului. Am muncit cu demonstrația asta, dar puteam spune egal cu K, de un X pare altul egal cu 4K, X5 egal cu 5K, X6, 6K. Deci nu era nevoie de această demonstrație. Ei, deci X4 e multiplu de 4, X5 multiplu de 5 și X6 de multiplu de 6. Vă rog, bine. Să analizăm. Păi, dacă e 5K și X5 pe 5, nu se simplifică 5 cu 5 și ar fi numai un X? Nu, mama, e X indice 5, da, ca și cum ar zicea e X, Y, Z, nu? Da, 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 da. X4, adică e numărul de apariție a cifrei 4. Nu e ori 4 sau ori 5. Nu e, nu-i supra 4. Da, X5 e 5 ori K. E 5 K, da, e 5. Și ca și cum ar zicea Y, apoi avem X pe 5, egal pe 5. Dar nu e 5. Nu e X pe 5, X indice 5. În loc să notez cu Y, X-ul, numărul de apariție a cifrei 4, cu Y, numărul de apariție a lui 5 și Z, numărul de apariție. Așa, el indică numărul de apariție, dar am indicat cu indicile 4, 5, ca să fac referire la apariția lui 4, al lui 5 și al lui 6. Bun. Să ne întoarcem la problemă. Ce spunea că am și uitat? Să demonstrăm că nu e pătrat perfect. Aha. Numărul acela din 2011 cifre, deci este un număr lung în care folosim pe 0 de câte ori? De 616 ori. De 0, 0 de 616 ori. Asta înseamnă că din 2011 scădem pe 616. 2011 scădem pe 616 și îmi dă că 1395. 1395 înseamnă așa, numărul de apariție a lui 4 plus numărul de apariție a lui 5, numărul de apariție a lui 6. Și numărul de apariție am notat cu X4, X5, X6. Deci mai avem condiția pe X4. X4 indice 4 plus X indice 5 plus X indice 6 este egal cu 1395. Dar X4 e 4K. Deci 4 ori K plus 5 ori K plus 6 ori K fac 1395. Dar aici fac 10, 15K, nu? 15K, egal cu 1395, de unde e K? 93. 93? Da, da. 93. 90, ai zis 1395, ba? 1395 împărțit la 15. A, și ai spus că face împărțirea, da? Da, da. Face? K-ul este? 93. 93. Și dacă l-am găsit pe K, știu de câte ori apare cifra 4. Corect. Deci X indice 4 face 4 ori 93 și face 4 ori 3, 12. 4 ori 9, 36. 37. 37. 372 de ori. 4 apare de 372 de ori. X indice 5 apare de 5 ori câte 93 și apare de 5 ori 3, 15. 465. 465. Și
X indice 6. De 6 ori 93. 6 ori 93. 558. 558. Deci, cifra 4 va fi de 372 de ori. Deci 4. Dar nu știu cum sunt 4. 372. 5. De 465. 5 de 465. Și 6 apare 558. Suma 4 trebuie să-mi dea 2011. Adică... Nu suma, numărul, cifrele, nu? Suma cifrelor. 372 plus 616, 465. Atea cifre trebuie să avem, da. Trebuie să fie în total 2011. Cred că dau 2011, că doar am făcut calculul corect. Da. Deci ce informații avem noi acum? Din tot ce ne-a spus autorul, avem ca informații de câte ori apare 0, de câte ori apare 4, de câte ori apare 5, de câte ori apare 6. Da. Da. Știm asta. Și întrebarea este, din informația asta, eu trebuie să trag concluzia că nu poate fi pătrat perfect. Deci nu poate fi pătrat perfect. Nu-i treabă simplă. Nu-i deloc simplă pentru că nu știu poziționarea... După ultimile cifre. Dar nu știu cum... Adică câte mi-ar trebui ca să fiu sigură că nu e pătrat perfect? Păi hai să ne vedem când se întâmplă ca să nu fie pătrat perfect. Când e 0, e. Păi, când e 0, nu când e 0. Parcă nu e 8. E pătrat perfect. E? Când e 8? Nu. În ultima cifră e 8, nu este pătrat perfect. Parcă în 7, nu e pătrat perfect. În 6? 6 ori 6, 36. Deci este. Și 16, nu? Iarăși, da. Pătrat perfect al 4. Deci, ca să nu fie pătrat perfect, am însemnat că dacă suntem în 6, e pătrat perfect. Corect. Noi avem negația să nu fie pătrat perfect, da. Deci ultima cifră să putem dovedi că este ori 8, ori 7 și mai era încă ceva, ne putem gândi repede, care sunt 2. Cifrele, mi se pare și 2, da? Și încă una. Și 3. 2, 3, 7 și 8. 2, 3, 7 și 8. Deci dacă putem arăta că ultima cifră a numărului acesta este 2, 3, 7 sau 8, din ce motiv să punem 2, 3 sau 7 sau 8, că nici nu îmi dau seama dacă poate fi să apară, că noi numai 5, 4... 0 și 6, știi? 0 și 6, deci nu avem legătură cu 7, cu 8, cu... Asta la ultima cifră, domnul. Și da. Ultima cifră, dar cum se ajung la ultima cifră? Ce mod de distribuire să am, încât să mă duc gândul acolo. Deci, repetăm o dată. Mai citeți problema, că ori de câte ori avem de făcut o problemă, trebuie să... Și am intrat într-un impas, trebuie să mai citim conținutul cu cât mai multă grijă. Spune. Un număr de 2011 cifre este scris cu cifrele 4, 5, 6 și cu 616 zerouri. Numărul de apariții ale cifrelor 4, 5 și 6 sunt direct proporționale cu 4, 5 și 6. Arătați că numărul dat nu este pătrat perfect. Da. Nimic nou sub soare. Adică se pare că atâta este informația. De acum trebuie să vedem noi cum reușim să exploatăm cu foarte multă grijă conținutul acestei ipoteze, ca să putem face problema. Timpul? Câte? 10? Și 50. Mai este mai 52, 53, mai lăsa un pic. Deci ne frământă treaba să vedem
cum din cifrele acestea putem trage concluzia că nu poate fi pătrat perfect? Cu ultima cifră, jocul nu merge. Nu merge. Și 4, da 4? Da 4, domnule. Bă, da, e 16, nu? Nu, nu, nu. E 4, ultima cifră, zic. Dacă ultima cifră e 4, 64, 8, 8, deci 9. În practica ieșiților, cel mai des este asta, cu ultima cifră. Arăți că ultima cifră este din acelea care n-au șansă să fie pătrat perfect și deci asta e. O altă variantă este ca în momentul în care scrii că au un produs de putere, să apară un divizor pe care nu îl surprinzi de două ori. Sau din patru ori sau de șase ori. Vreți să vă spun ideea de la... Da, da, spune-mă. Suma cifrelor numărului este S, egal cu 4 ori 4K plus 5 ori 5K plus 6 ori 6K, egal cu 77K. 4K plus 5K... Trebuie să notăm, cu 77 nu știu numărul. Deci, suma? S egal cu 4 ori 4K. 4 ori 4K. Da. Plus 5 ori 5K, plus 6 ori 6K și egal cu 77K. De unde 77K? Din astea, 4 ori 4K plus 5 ori 5K plus 6K. 4 ori 4K plus 5 ori 5K plus 6 ori 6K? De 77K. Stai un pic. Stai un pic, da. Deci, dacă XK apare de 370 de ori, 4 apare de 370 de ori, suma cifrelor este odată un 4, de 2 ori 4, de 3 ori 4, deci 372 ori 4. Da. Apoi 465 ori 4, ori 5, 558 ori 6. Ori 6. Da, până la 77. Nu, nu, că i-a zis 77 ca urmând ca acest ca să fie găsit. Că dacă noi am notat cu XK numărul de apariție al lui 4, cum e 4K, ori 4, ori 4, că e vorba de suma cifrelor. Hai să ne înțelegem. Mihaela, urmărește-mă. Da. Deci, dacă ar fi de 3 ori 4, ar însemna 4 plus 4 plus 4. Deci de 3 ori 4 suma cifrelor. În componența, dacă în componența numărului găsim pe 4 de 3 ori, ca să găsesc suma, înseamnă că mulțesc pe 4 de câte ori a apărut el. Okay. Și cum la noi 4 a apărut de XK ori, adică de 4K, înseamnă de 4 ori cât de ăsta, de XK. 4K. 4 ori 4K. Deci suma cifrelor, da. Suma cifrelor numărului respectiv este de 4 ori XK, X4, de 4 ori X4, plus de 5 ori X5, și de 6 ori X6. Și face egal mai departe cu 4 ori, în loc de XK, am zis de 4K, 4 ori 4K, plus 5 ori 5K, plus 6 ori 6K. Și face 77K. Deci, suma cifrelor numărului care, la care ne gândim, e 77 ori K. Ori pe cal noi l-am găsit, ca au fost cât 93 și a ieșit 7161. Deci suma cifrelor este 77 ori 93. Și face? 7161. Ai zice că, da, suma e egal cu 77 ori 93. Și mai zice că este divizibil cu 3, dar nu este divizibil cu 9. Și atât. 7161. 77 ori 93. Adică este asta, divizibil, da? Cu 3, dar nu este divizibil cu 9. Este divizibil cu 3. Când pentru că suma cifrelor sale se împarte exact la 3, ia să vedem. Ia să vedem.
cu 8 și cu 6, 14 și cu 1, 15. Sunt parte. La 9? La 9, nu. Nu. 16, nu. Și atunci e foarte tare problema. Finuță. Deci, faptul că se împarte la 3 înseamnă că am ca divizor, pe divizor o singură dată. Numărul se scrie tot numărul acela cu plasarea lui 0 și a lui 4 și a lui 6 și a lui 5 oriunde am vrea noi se scrie în final. Super problema. Se scrie în final ca fiind egal cu 3 ori un P. 3 ori un P. Fiindcă se împarte la 3. Dar iată că neîmpărțindu-se la 9, cum nu se împarte la 9, înseamnă că numărul respectiv deci faptul că nu se împarte la 9 înseamnă că numărul respectiv nu putem scrie 3 la a doua oriceva. Și atunci câtă vreme am un divizor pe 3 și nu-l surprind ca fiind la pătrat, în calitate de a fi la pătrat, înseamnă că tot numărul nu este pătrat perfect. Deci are în interior un divizor, cum spuneam mai devreme, un divizor care rămâne la întâia. Și rămânând la întâia, iată-l cât superă problema. Într-adevăr, este extraordinar. Deci, bine că am insistat la problemă. Eu, după ce am căpătat toată informația asta, acum, ideea cu ultima cifră de K, și am spus că scormonim în mintea noastră, o idee care să însemne scrierea lor, am și pronunțat, este pe cameră, scrierea lui ca un produs de divizori, iar unul din divizori să nu fie la pătrat. Ei, acum mi-a lipsit atât. Mi-a lipsit ce? Divizorul acela. Cine este divizorul? Și iată, este momentul care îmi umple inima de bucurie, inspirându-ne pe suma cifrilor, că un număr se împarte la 3, că suma cifrilor este multiplul de 3, și la 9 tot așa. Dar iată că suma cifrilor se împarte la 3, dar fără să împarte la 9. Super. Scriu că nu pot. Da, este extraordinar. Deci, pe ziua de astăzi am făcut cea mai frumoasă problemă. Da, într-adevăr. Da. Cât privește partea tehnică, eram limpede în minte cum trebuie gândit. Când ultima cifră pica, da. Când n-aveam noi cum să știm să o distribuim, iată că problema în sine înseamnă așa. Să constatăm că există un divizor care nu poate fi divizor sigur, 3 este divizor sigur, dar nu putem zice 3 la 2, fiindcă nu la 9. La 9 nu se poate. Și gata, problema. La revedere, dragilor. Ne oprim aici. Pe curând.